Naomi es un blocaz en Firum. Ministro la de externe turc Mevlut Cavusoglu a respins miercuri criticile privind potrivit carura țara. Care au ajuns în mod clandestin în insulele grecești, condiția ca Uniunea Europeană să accepte câte un solicitant de azil sirian pentru fiecare sirian preluat de către Turcia. Preacordul dintre Uniunea Europeană și Turcia pe tema migrației a fost aspru criticat miercuri în Parlamentul European, unde liderii europeni au fost acuzați că au cedat șantajului Ankarei în schimb. Refugiații încalcă normele europene și internaționale. Președintele Republicii Procopis Pavlopoulos la întâlnirea avută la Palatul Prezidențial cu boardul camerelor de comerț. Îndeplinește angajamentele, dar și ele trebuie să le îndeplinească pe ale lor, dar mai ales să înțeleagă.